Ilustrul profesor Constantin Enciu și-a sărbătorit astăzi cea de-a 95-a aniversare. Prin bogata sa experiență în viața spirituală, prin tonul său optimist, prin harul său creator în sfera literaturii și artei, profesorul Enciu a fost și este o prezență activă în realizarea numeroase proiecte didactice, participând la toate manifestările publice organizate în ultimii ani, inclusiv la lansarea monografiei Marea Carte a Ploieștilor. A sărbătoresc cei 95 de ani de vârstă, da, ani de muncă și de străduință. Acesta a predat limba și literatura română în cele mai renumite colegii din Ploiești, Mihai Viteazul și Ile Caragiale, și a avut numeroase generații de elevi, printre care se numără nume mari, precum Nichita Stănescu și Eugen Simion, o întreagă pleiadă de academicieni, specialiști de înaltă clasă în domenii fundamentale ale științei, tehnicii și culturii. Nichita Stănescu, Eugen Simion, care este academician, domnul Petrescu Mircea, aici în față, da? Da? Care e tot academician, profesor universitar, doctor de la Politehnica din București. Cu Nichita Stănescu a fost așa, era cu minte în fundul clasei, stătea acolo, totdeauna fără niciun fel de, cum zic, atașament la ce se întâmplă în jur. Foștii elevi prezenți la eveniment au povestit cu drag atât despre profesorul ce le-a îndrumat pașii în arta literaturii, cât și despre colegii pe care i-au avut. Era o mare figură, un om tare, remarcabil, un om vesel, exigent, foarte, foarte documentat. Am fost coleg de clasă cu Nichita Stănescu și să vă spun un secret. Nichita Stănescu a fost însurat cu sora mea. Era un om foarte talentat, un om deștept, un om care s-a priceput chiar și la matematică, deși începuse să scrie poezii încă de atunci. A fost un om cu totul remarcabil, Nichita. Alături de foștii elevi ai sărbătoritului, la eveniment au luat parte oficialități ale Ploieștiului, profesori, elevi, prieteni și rude ale acestuia.